Acum revenim, o avem alături de noi pe mama Marei Bănică și spunem sărut mâna, doamna Hareta Bănică. Avem alături de noi pe Raluca Dumitru, care a venit să-l susțină pe Bote, da? Pe Răzvan Botezatu. Bună ziua, bine v-am găsit. Dumneavoastră a venit să o susțineți pe Mara, da? Cu mare drag, cum să nu? De asta, că m-a luat în valul așa. E unicul copil. Exact, unicul copil, unicul meu copil. Și al meu unicul prieten, cel mai bun ca un frate. Hai mă, nu cred. Ba da, ba da, ba da. Păi ești foarte frumoasă, cum doar așa un singur prieten. Nu chiar unicul, este cel mai apropiat. Bun. Cristina Șeulean, colega mea, o cunoașteți, oameni buni, pe probleme de sunt celebru, scoate-mă de aici, de chestii de genul ăsta, zi, dietetice, de meniu, de așa, da, cea. Da, da, și da. Moroșan, omul care are cea mai mare experiență, că el a trecut prin așa ceva și a câștigat primul sezon. Corect. Și vreau să o încurajez pe mama Marei Bănică să-i spui cât de rău a fost la tine și cât de bine e la ei. Și la așa? Așa? Foarte greu a fost. Foarte greu și cred că Mara suferă acolo. Asta sunt convinsă că... Dar pentru ea poate să fie o aventură și o experiență frumoasă și sperăm să, să vină de acolo mult mai puternică. Mult mai puternică și mai slabă. Sper. Și mai slabă, da? Corect, corect. Că da. Ea are puține luni de când a născut și de-aia m-am cam necăjit că a plecat. Nu ați fi vrut să plece, nu? Nu, pentru că era prea devreme după naștere, nu de altceva. Da, când vă uitați la imaginele astea și o vedeți cum practic se chinuie acolo, că nu e ușor, chinuie, suferă. Știți ce? Când mă uit și o văd așa, mi-amintesc, ea cum era mică și mergea cu soțul meu și aduna râme șerpești, sunt oribile. Când soacra mea tăia găina, lua intestinele și astea le punea, și coropișnițe mai aduna și punea în, pentru undiță, în ac. Da, da. Și mergea cu soțul meu la somn, noaptea. Deci ea e așa a fost mereu. E antrenată de mică. Da, da, da. Foarte da, bine. Bun. Îi place acum, competiția. Dar acum când o vedeți acolo, simțiți mai... așa că e greu? Adică... Sigur că da. Dumneavoastră ca mamă, v-ați uitat, ați mai și plâns? I-ați mai și jurat pe ceilalți, sincer? Nu i-am înjurat, că nu, eu sunt foarte blândă. Așa, dar de ea mi-a fost milă și mi-este milă. Abia aștept să se termine și uitați mai repede. Aici, cu șobolanii? Să vin acasă. Abia o aștept. Cu șobolanii, cu șarpele la căzut. Cu de toate, da. Cu da, de toate. Da. Să vedem ce ne spunea și... Ea bravează. Și... Cum? Bravează, da. Adică ziceți că ea, de fapt, în sufletul ei... Pe undeva e, nu poți să stai cu șerpii aia așa. Da, da, a fost reporter și de război și de toate. A fost, da, se duce, face fața, dar ați văzut când s-a terminat proba, a cerut să fie scoasă de acolo și s-a întârziat puțin. Atunci a explodat. Ce faci? Nu mai ești calmă? Am fost cât a ținut proba, acum gata. Da, corect. Deci a... își impune. Da. Raluca e prietena, da, cum spuneam, lui Răzvan Botezatu. Vedem imediat și niște clinciuri au apărut acolo în spiritul Cristina despre ce e vorba. Dar cum e Răzvan? Că lumea îl descoperă acum un tip luptător care vrea să meargă cu echipa mai departe. Sunt foarte mândră de Răzvan, el este foarte fricos. Este frică și de umbra lui, spus la propriu. Și chiar am rămas uimită și plăcut impresionată când am văzut că el a trecut peste proba cu șoarici, cu șerpi, cu tarantule. Lui este foarte frică de șoarici și nu mă așteptam să facă acea probă. Nu, eu când am văzut proba am zis că el nu o să o facă. Am văzut că a avut așa o reținere înainte să bage capul. Uite-i. Exact aici la această probă. Și cu toate astea, mi se pare că și-a depășit limitele și a înfruntat orice frică pe care el a avut-o. Uite-l aici. Știu că este foarte ambițios, iar atunci când își dorește și își propune ceva, face. Și sunt mândră de el. Foarte mândră. Este un om foarte bun, sufletist, cu simțul umorului. Am numai cuvinte de laudă și nu că este prietenul meu, pentru că așa este. Uite, aici avem un material de ceartă Răzvan Mara, pentru că toți sunteți aici, mama Marei Bănică și prietena lui Răzvan Botezatu. Cristina, s-au certat oamenii ăștia doi, nu? S-au cam certat, da. A fost o ediție plină de adrenalină și de evenimente, spun eu. Da, Răzvan s-a luat la ceartă cu Mara. Mara a răspuns mai temperată, dar vreau să vedem imaginile. Deci vedem cearta dintre Răzvan N-a și Mara. N-a fost singura ceartă. Mama lui Mara, să vedem ce ziceți, și prietena lui Răzvan, să vedem ce ziceți. Moro, tu arbitrezi. Eu stau acolo, da. Tu mai de vedere foarte greu să faci, acum când suntem noi șase aici, un grup. De ce? Că e foarte greu, pur și simplu. Pentru că ați pornit oricum, de la început, cum ați pornit. De ce? Că te-am trimis pe tine la... Nu neapărat cu mine, cu totul, de la început. Nu a fost un grup de la început. Tu ai văzut pe ei cum sunt?
Ai auzit vreo ceartă? Dar să mori, Mara, dar tu poți să te oprești în a bârfi aici să fim o echipă? Păi, ce că acum mă enervez pe tine. Dacă eu i-am spus lui Lidia că eu o susțin pe Rupsi, tu trebuie să spui tot grupului, pentru că tu i-ai spus lui Cristi și la toată lumea. Mai spune mie că fac eu nu știu ce grup. Că nu ridic tonul la tine. Că mă enervezi deja. Te rog frumos să... Păi, dar mă enervez cu Rupsi. Cu mine trebuie să vorbești frumos ca să îți vorbesc frumos. Nu așa o să susții locul aici. Dar nu e vorba de loc aici. Eu dacă plec, plec cu demnitate și cu rectitudine. Nu înțeleg că vrei cu disperare să rămâi aici, dar... Nu, Răzvane, mie mi-e egal, înțelegi? Eu vreau deci să... încetează eu cu Rupsi și cu alte chestii, că nu aici. Se pare normal. Tu nu poți să-mi vii tu mie acum să-mi spui să fiu o echipă cu tine. Sunt o echipă cu tine, că, sincer, acum nu am încotro. Dar nu o să mai putem să fim 100%. Pentru că eu spun sincer, eu cum te prind, te ard. Vrei să te mint și cu asta basta, că-ți răzbunător. Aoleu. Hai că e prietenul tău, spune-ne. Ce-a pățit unul? E răzbunător? Este... Când te prind, te ard? Te ard. Nu, el este foarte bun, dar dacă îl calci pe coadă, da, este răzbunător și mi se pare normal acolo foamea, stresul, faptul că nu ai familia lângă tine este foarte greu. Iar mie mi se pare greșit să judecăm o persoană după orientarea sexuală, cu domnișoară, cum a spus Mara. Eu o cunosc pe Mara. Ne cunoaștem, îl cunoaște pe Răzvan. Mi-ar fi plăcut foarte mult din toată inima ca ei doi să se înțeleagă, mai ales că ne-am întâlnit împreună, exact, ne-am intersectat de foarte multe ori. Eu i-am spus lui Bote înainte să plece, el m-a sunat și mi-a spus: aolo, e și Mara, sper să nu mă cer cu ea. Și am spus: nu cred, că eu m-am întâlnit cu Mara, am fost la botezul Marei Bănică și mi-ar părea rău să nu te înțelegi cu ea. Ar trebui să te înțelegi cu ea și să faceți o echipă, să vă înțelegeți. Da, mă, aici, așa l-a zis, cum te prind, te-ar, gata, sunt răzbunător, adică... Bine, aruncat... acolo cu siguranță au fost mult mai multe discuții nervi, care nu? Nu s-au dat, pentru că, na, nu poate să... Și de asta, adică, poate au fost la nervi, dacă... La nervi, clar, la nervi, faptul că... De ce râzi? Mă gândeam și eu dacă era misiune să spună mie Răzvan când mă prinde marde, știi? Acum, știi cum e, că nu trebuie să o iei neapărat. Stai puțin, că nu trebuie să o iei neapărat, da, corect, în corect, sensul că da, te arde în momentul ăla. Sunt păi niște vorbe pe care tu le spui la nervi. Da, corect. Pentru așa că e. Sunt unii oameni care sunt vulcanici și na, reacționează într-un anumit mama fel. Mama lui Mara, dumneavoastră, ce ziceți? Că suntem ca la ședința cu părinții, vă rog frumos. Ați văzut mai devreme episodul? Ce spuneți? Suntem în cancelarie. Da. Eu zic că doamna, cum... Cea vorbitoare anterioară, că așa e la ședința cu părinții, da, a spus foarte bine ce a spus și sunt de acord. Sunt deci foarte tensionați, zis, că ia, sunt tensionați, partea, da, așa. Eu n-am auzit-o spunând despre Răzvan domnișoară. Da, da, a spus exact. Eu n-am auzit, îmi pare rău dacă a spus așa. Dar ea are prieteni care intră în casă la noi și sunt din de altă, comunitate. Așa, din comunitate și nu deranjează pe nimeni cu nimic. Tocmai asta m-a da, și surprins. Da. De, cum ați spus, nervii se întind la mare da, și nu știu, l-a văzut mai fricos. Pe una. A zis că e mai fricos, zice, hey, l-a făcut, putea să nu fie și să-i spună, parcă ești o fetiță, dacă l-aș vedea pe domnul Moroșanu, voi aluneca aici, nu, și zic, ia uite, ca o domnișoară. Eu sunt curios, vreau să te întreb, bă, care este rădăcina acestui conflict? Eu nu înțeleg. De ce, nu știu, ce are Răzvan? Păi nu știu exact pentru Mara, că nu știm ce discuții au mai fost. Nu știm exact ce discuții. El spune să termine cu bârfitul, din câte am înțeles. Da. Și se vede în emisiune că Mara îl bârfește pe Răzvan? S-au mai făcut strategii. Eu m-am uitat la toate cele trei ediții care au fost și, într-adevăr, s-au mai făcut strategii. Okay. S-au văzut astea și pe post. Eu știu cum este într-o competiție și știi și tu asta. Da. Că nu se poate monta totul cap-coadă, da, ca să înțeleagă cineva. Aici dar sunt din tine, da, discuțiile lor, clar au fost mai da, multe dar lucruri la mijloc. Acum la șefie mare? Da, Răzvan a devenit lider în locul mare. Și ceea ce este aici cer... a plecat, cred că nu, și nu, nu, asta a fost înainte să devină lider, însă el își dorea foarte mult să devină lider pentru că vrea cu tot din adinsul să scoată pe Mara din... Da, dar eu vă spun a zis că se răzbună, da. Avem și material dacă vrei să vedem. Hai să vedem asta. Care? Ce material? Care? Urmează acum. Păi care? Cum să le spunem colegilor din regie? Strategia lui Răzvan? Da. Strategia lui el sau... Bun, hai strategia să vedem. Faptul că am ajuns lider a ceva ceea ce-mi doream, pentru că am niște lucruri de rezolvat aici în chem. De fiecare dată când o să zică liderul alege un concurent sau doi să plece la show, o să aleg doar pe Cristi sau pe Mara.
Deci eu consider că ei doi ar trebui să-l cer din echipă, în primul și primul rând. Ei fac planurile. Unul dintre ei. Dar acum cum facem cu votul? Să spunem că e o nominalizare. Deci eu te aleg pe tine, tu? Asta te sugăm foarte bine. În momentul acesta o să încerc din răzputeri să nu mă înnămolesc în tot felul de strategii și presupuneri. Este înfiorător de greu și nu știu cum să gestionez lucrurile. Păi că da, nu vreau să fac partipri cu absolut nimeni și spun de Cristi. Tu nu observi Cristi cum se comportă cu tine și tu tași din gură și îl lași? Nu este ok și tu îl protejezi? Eu atac la toți, iar bărbatul meu cunoaște pe Cristi foarte bine. Încercăm să găsim cea mai bună strategie care să meargă pe motto-ul ăla, dezvină și cucerești. M-am gândit cu Lidia ca la prima probă de nominalizare să o trimitem pe Mara, gândindu-ne că va pierde, și la proba de eliminare să-l trimitem și pe Cristi și să ducă Mara cu Cristi. Da, dar dacă câștigă unul, o să fie lider. Da. Strategii peste strategii, nu? Acum da. Fiecare păi, pune la cale moartea celuilalt. L-am sfătuit pe Bote, pentru că eu cunosc pe Rux, ei nu s-au cunoscut încă, și i-am spus că este o persoană care poate să facă o strategie. Și poate din acest motiv îi și cere sfaturi. Da. Și nu neapărat o strategie, cât să... Deci, practic, tu ai fost antrenorul lui Bote de acasă. Nu 100%, dar l-am sfătuit așa cât am putut și am știut. Mama, Mara Bănică, vreți să ziceți ceva? Nu știu, că n-am văzut și... Vă nu reușește. Nu reușește nimeni și până la urmă rămân tot colegi și... Nu... Așa e. Asta da, clar. Nu reușește nimeni și cu colegi. Adevărul că ți-a un joc de ăsta mințile. Moro ne poate spune că el a fost și la Sunt Celebru și la Survivor și la Ferma și la un moment dat pare ușor din fața televizorului. Jungla este chiar în camp. Da. Nu-i da. Aia cu... Nu ce e pe lângă. Ce e pe lângă. Nu ce vedem pune. Noi, jungla e acolo. Și dacă ar da efectiv pe post ce se întâmplă cu adevărat absolut tot de la Z, 24 din 24. Credeți-mă, o să vedeți realitatea total. Păi e realitatea, zice-mă să filmezi 24 de ore din 24, e greu, dar încerc să iei esența. Deci jungla e acolo, e în camp. De filmat se filmează 24 din 24, dar e esența. Nu se poate monta. Da. Bun, sunteți oameni deosebiți dintr-un punct de vedere să vă duceți în condiții de ale. Toți suntem deosebiți, doamnă, să știți. Eu l-am cunoscut pe Alexandru Ivasiuc, Dumnezeu să-l ierte, și mi-a spus așa că în închisoare când era, a spus dacă scap de aici, închisoare comunistă, da, jur să beau la proces dintr-o aia scuipătoare, era așa se chema. Și, da. Și așa a făcut. Dar el venea din închisoare. Ori ăștia, voi toți, mă iertați, care vă duceți, de bună voie, mâncați și beți și toate... Și foarte mulți cu entuziasm se duc, doamnă, dar se apoi acolo, acolo conflictele. Eu nu înțeleg asta, dar nici nu judec. Stați eu mă întreb. Stați să vedeți ceartă între Cristi Mitrea și Gianni Chiriță, că a intrat șobolanul și la ei. Da. Stați să vedeți. Cristi, trebuie să zicem că tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale, dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit sau nu știu. Acest Michael Jackson de fermă, de jungle, ce vrei tu, a considerat că are nevoie de o mini-armată de asta, în frustrările lui maxime, și a zis, a convocat o ședință de asta, de bloc. Te descurci de minune, nu trebuie să faci nimic. Ce-am zis, adică la modul cel mai sincer, că nu... Ce-am greșit? Știi exact ce-i greșit. Dar spune ca să vorbim între noi. Știi exact ce-i greșit. Comportamentul tău e greșit. Care? Este un personaj neînțeles de mulți dintre noi, în sensul, nu știu, în felul cum se comportă. El e foarte supărăcios. Are, nu știu, are o atitudine, e defensivă, non-stop. Păi spune tu, te rog, Cristi, ca să știi. Bă, vedeți-vă treaba voastră, păi urmăresc, că nu suntem aici la ședință cu părinții, sunteți nebun la cap. Nu mă interesează că tu ești de puțin. Dar eu cu tine? Păi am ceva de vorbit cu tine? Rica fătălău la mine și strângi mini armata de minionși și vrei tu răspunsul. Cine ești, mă, tu? Dar nu rău personal, că n-am nimic personal cu tine. Nu e personal, e vorba de ton și de cum te exprimi. Dar cum am exprimat? Tu nu poți zici mie, hai, du-te și, că nu poți, că nu-ți permit. Bun, foarte bine.
Nu suntem prieteni, Gianni. E mult până la prietenie. Okay, ne cunoaștem, bun, suntem bun. Cum vrei tu. Bine. E mult. Prietenia e ceva, băiatul meu. Bine, e nebun. În 5 zile nu poți să fii prietenul meu. Reușesc să rămân calm și să nu ripostez pentru că am un obiectiv aici. Obiectivul meu aici, pentru că e un format foarte greu, nu e să mă cert, să consum energiile pe nimeni. Mai avem ceva de regla, băiatul meu? Ai înțeles ce se întâmplă? Nu, vreau. Tonul, te rog, frumos! Da, se întâmplă lucruri interesante acolo și de-abia la început toată nebunia. S-au întâlnit doi masculi alfa, cam despre asta este vorba. Gianni a venit cu echipa, a venit peste el, el l-a întrebat colegul ce faci. Și Cristi tare în gură. Știi cum e? Când sunt... Este o vorbă de aia din... Popor. Nu din popor, din perioada mongoleză, că într-un ceaun nu încap două capete de berbeci. Deci berbeci acum, amândoi. Da. Vedem ce o se întâmplă acum mai încolo. Bote, al treilea, tot berbec. Bote, al treilea. Perfect. Mulțumim, mulțumim mult de tot că ați venit pe la noi. Să aibă succes Mara, să aibă succes Răzvan. Mulțumim din suflet. Îți mulțumim mult de tot. Arăt super ca de fiecare dată. Mulțumim. Iar cei care se uită la emisiunea noastră pot să o găsească pe Instagram Cristina Șeulean, fără absolut nicio problemă. Noi după publicitate revenim, oameni buni, pentru că revenim unde credeți la emisiune. Trebuie să-i dăm o mână de ajutor domnului Nea Vasile. E ceva ce caută și trebuie să-l ajutăm. Dorina din Dristor, dacă ești cu noi, atenție mare, domnul Vasile, revenim, fiți cu noi.